Bună, dragii mei! Astăzi o să pregătim o porție bună de langustine. Avem așa o cutiuță cumpărată din supermarket, da? Sunt curățate și înghețate, da? S-au dezghețat frumos, vedeți cât de curate sunt, da? Haideți să ne ocupăm de ou. Pentru început, luăm un ou, separăm albușul de galbenuș. O să pun puțină sare și chiar foarte puțină lămâie, da? Deci puțin suc de lămâie. Foarte puțin. Acum haideți să batem bine. Acum, dragii mei, o să trecem la aragaz pentru a le prăji, da? Am pus făină, peste care o să pun puțin piper, da? Semințe de susan. Puțin ardei iute, ardei roșu. Langustinele 2 minute curi.
așezate langustinele noastre. Luăm câte una, o trecem prin făină, da? Bine, bine. Hai să mai punem două, trei. Așa. Foarte bine, puteți încresta dacă doriți sau să puneți pe o scobitoare pentru asta dreaptă, pardon, mă bălbe carimea. Da? Se mai întâmplă. Așa. Ei, acum luăm albușul. Luăm fiecare bucată, o trecem prin albuș, da? Și punem în ulei încins, da? La fel. Tot așa, până terminat. Am terminat langustinele. Haideți să pregătim o salsa din aici, Cariniu, salsa de soia. Punem foarte puțin, da? Peste care o să punem salsa picante. Salsa de soia mai densă, mai groasă.
țină barbacoa, da? O linguriță de oțet, nici chiar o linguriță, suficient. Capacul, nicio problemă. Și puțin zahăr, da? Amestecăm. Sare nu punem, pentru că salsa de soia este sărată. Cine dorește, poate să mai pună chiar rece. O să mai adăugăm câteva bucăți de ardei iute, da? Haideți să punem aici și haideți să probăm o langustină, da? Luăm așa, muiem, da? Super bine arată, dragii mei. Salsa e foarte bună, foarte, foarte bună. Delicios, chiar îmi place. Deci, dragii mei, aceasta este rețeta zilei. Eu vă spun la revedere, pe curând!